Salut, eu sunt Alex, el este Tudor. Bună ziua. Astăzi noi vă vom prezenta proiectul nostru DriveVision. DriveVision este un embedded system care poate fi montat pe orice mașină, indiferent de marcă și de anul de fabricație. Obiectivele noastre sunt crearea unei societăți mai sigure, reducerea numărului de accidente și crearea unei mai bune integrare pe piață a soluțiilor IT. DriveVision are un puternic impact în societate, astfel, numărul accidentelor este o problemă la nivel global. Spre exemplu, conform ultimelor date de Uniunea Europeană, România ocupă primul loc, astfel 95 de persoane raportate la 1 milion de locuitori își pierd viața în accidente rutiere. De exemplu, în ultimele 3 luni, în județul Suceava, 15 persoane și-au pierdut viața în accidente rutiere și peste 50 de persoane sunt răniți grav. Ca și hardware, proiectul nostru am încercat să-l facem cât mai simplist, cu un cost cât mai redus, astfel folosim doar 3 camere de la care preluăm datele din exteriorul mașinii, respectiv interiorul mașinii, și o placă centrală de dezvoltare care procesează toate aceste date. De menționat, camera din exterior este prevăzută și cu un sistem de iluminare în infraroșu pentru a putea folosi sistemul și pe timp de noapte. Costurile totale pentru hardware-ul proiectului sunt 620 lei, deci cu tot hardware-ul ce l-am folosit noi, proiectul poate fi încadrat în costul acesta. Aici sunt câteva imagini din teste, deci noi am creat un algoritm de machine learning, ne-am antrenat propriile detectoare pentru a putea recunoaște mașini, bicicliști, pietoni, căruțe. A fost o muncă destul de grea. Cel mai dificil a fost să colectăm cât mai multe imagini din situații reale. Noi am instalat astfel camere de bord în mașinile părinților și am colectat cât mai multe imagini pe care le-am selectat și am antrenat după algoritmii de detecție. O cameră din interior este orientată către șofer, astfel detectăm fața acestuia, ochii, și urmărim tot timpul dacă acesta este atent la drum și dacă se focusează la drum sau dacă reprezintă un pericol în altă parte. Acest algoritm de detecție care l-am folosit pentru detecția feței, îl folosim pentru a număra persoanele din mașină, astfel în momentul în care se întâmplă o urgență, un accident, aplicația știe câte persoane sunt în mașină și poate transmite asta autorităților și astfel se cunoaște numărul de utilaje speciale de ambulanțe care ar trebui trimise la locul accidentului, salvează timp și implicit bani, deoarece timpul în care traficul rămâne blocat din cauza incidentului neplăcut scade. Sistemul de urgență este alcătuit dintr-o aplicație, momentan doar pe Android, care preia datele de la People Count Detection și le trimite la un număr de telefon prestabilit cu locația mașinii și numărul de persoane din mașină. Aici sunt câteva screenshot-uri din aplicație, unde apar datele mașinii, numărul de telefon, unde dorim să trimitem. Aici avem un sistem de feedback, adică sistemul nostru aproximează distanța până la obiectele care am zis că le detectăm și stabilește dacă ele reprezintă un pericol sau nu. Astfel, de exemplu, dacă avem un pericol detectat pe partea stângă, șoferul va vedea o bandă luminoasă pe partea stângă a parbrizului și respectiv pe partea dreaptă. Prin această metodă, șoferul nu va fi distras, fiind astfel atent și la drum. Sunt rezultate. Noi am luat mai multe cazuri, pe exemplu am 30 de imagini și am comparat să vedem de la diferite distanțe care este rata de detecție a mașinii. Aceasta este pe timp de zi. Pe timp de noapte, doar cu farurile mașinii, fără sistemul nostru de viziune nocturnă. Iar aici, pe timp de noapte, cu farul de care vă spuneam în infraroșu, se vede o diferență mare, cum și în acea poză, când farul este oprit și când este pornit. O concluzie, sistemul nostru oferă o siguranță în plus la un preț destul de mic. Bineînțeles, încă este în dezvoltare. Niște dezvoltări viitoare am vrea să creăm un design atractiv pentru sistem, să îmbunătățim algoritmii de detecție și am vrea să folosim data mining-ul pe sistem, în sensul să colectăm datele de la șoferii care folosesc sistemul sau care nu folosesc sistemul și după să analizăm aceste date să vedem cum putem îmbunătăți sistemul nostru. Deja am început să colectăm câteva date, bine momentan, din jocuri video, din simulatoare auto și să vedem cum se comportă șoferul în anumite momente. De asemenea, ne-am gândit la
structurarea unei rețea tip peer-to-peer între mașini și cumva mașinile ar comunica între ele și pe baza algoritmilor de predicție scoși din data mining. Încheierea este motto-ul nostru și logo-ul.